Pompierii hunedoreni au intervenit pentru lichidarea a două incendii generate de coșurile de fum necurățate sau neizolate corespunzător față de materialele combustibile. Primul dintre ele a izbucnit în Uricani, din cauza unei centrale termice unde s-a intervenit cu autospecială cu apă și spumă. În cel de-al doilea caz, în localitatea Tărățel, a fost necesară intervenția a două autospeciale, întrucât incendiul a izbucnit tot de la o centrală termică amplasată într-o anexă, iar riscul ca focul să se extindă la spațiile de locuit a fost destul de mare. Pompierii hunedoreni au intervenit pentru lichidarea a două incendii generate de coșurile de fum necurățate sau neizolate corespunzător, precum și de depozitarea jarului sau a cenușei în locuri prea aproape de materialele combustibile. Primul incendiu a avut loc în localitatea Uricani, cel de-al doilea în localitatea Tărățel. Trebuie spus că ambele incendii au avut ca loc de manifestare stare fie încăperea, fie anexa în care se afla centrala termică. Din fericire, pompierii hunedoreni au acționat în timp util, astfel că flăcările nu s-au propagat și la alte anexe sau locuințe. De asemenea, nu a fost înregistrată nicio victimă, ci doar pagube materiale. Colegii mei au reușit să lichideze aceste incendii înainte ca acestea să se manifeste și să se propage la spațiile de locuit aflate în imediata apropiere. Inspectoratul pentru situații de urgență Hunedoara recomandă ca măsură de protecție pentru evitarea incendiilor la locuințe curățarea coșurilor de fum, procedeu obligatoriu înaintea sezonului rece, când mijloacele de încălzire sunt puse în funcțiune. A doua cauză de producere a incendiilor la locuințe după scurt circuit o reprezintă exact coșurile de fum necurățate sau neizolate corespunzător față de materialele combustibile și de aceea, în acest sens, aceste coșuri ar trebui curățate de cel puțin două ori pe an de personal autorizat și în special înaintea sezonului rece.